George Simion, de fundamentare a aveți o întrebare pentru Cătălin Rădulescu, vă rog. Da, un pic din altă sferă. Ați început intervenția dumneavoastră cu o enumerare așa de fapte de corupție comise de cei din PNL, PDL. Care sunt mai hoți? Hoții dumneavoastră sau hoții de la PNL, PDL? George, pe mine nu mă lua cu chestiuni de genul ăsta, ne cunoaște prea bine ca să mă... Ați făcut o enumerare, domnul deputat, o enumerare de fapte de corupție. Nu credeți că ar trebui cineva să plătească în țara asta pentru aceste fapte de corupție? M-a întrebat domnul Mănăstiri. Care sunt mai hoți? Este o ipocrizie maximă a celor de la PNL și general de în opoziție, pentru că au curat atât de mult în țara. Nu mai s-au curat. N-au făcut nimic în țara asta. Îi ajută și pe ei prescripția asta? N-am înțeles ce ai spus. Îi ajută și pe ei reducerea termenului de prescripție? Prescripțiile nu se fac pentru oameni, George, învață treaba asta. Prescripțiile se fac în codul penal, nu se fac legi sau modificări de cod penal pentru oameni. Așa trebuie făcute, pentru că așa este într-o țară, în orice țară civilizată, pedepsele sunt mai mici. Dacă voi vă închipuiți că oamenii trebuie să intre toți la pușcărie, de exemplu pentru evaziune fiscală, unde aproape toate țările din Europa se negociază și statul își recupera... Ce ne doare pe noi, domnul Rădulescu, este de fapt că nu ajunge nimeni la închisoare și nu ajunge nimeni nici să dea bani înapoi. Asta e durerea, nu certurile dumneavoastră cu fostul PDL. Despre asta vorbeam, dacă o să înțelegi că modificările astea se fac tocmai ca statul să recupereze bani. Nu se bagă să bagi oameni la pușcărie, pentru că băgând oameni la pușcărie nu recuperează nimic. Nu mai aveți credibilitate, domnul Rădulescu, dumneavoastră și restul partidelor, v-ați pierdut această credibilitate, de asta și întrebarea mea, nu era vreo ironie. Nu mai aveți credibilitate în fața oamenilor, de asta victoria pe care o pronunțați pentru 26, o proclamați pentru 26 mai, o să fie o victorie cu o prezență de 30-32% prezență la vot. E foarte, dacă foarte George, puțin. Vino cu speciale pe România, lasă Moldova. Prezența de 30 ceva la vot este de când lumea în România. Vă amintesc că tu trăiești în Republica Moldova și ce altă prezență. Prezența la noi la vot este 30 ceva la sută până 40%. Totdeauna a fost așa. Eu trăiesc într-o Românie de la Nistru până la Tisa și dumneavoastră probabil trăiți într-un teatru de război unde ne amenințați pe toți cu mitralierele. Dragul meu, în primul rând, vreau să spun că eu fac spate din spatele țării și tu știi foarte bine treaba asta. Nu mă mai lua cu prostii de genul ăsta la televizor, că nu țin. Chiar uită chestia asta. Sunt mai mare unionist ca tine și sunt din 91, dacă vrei să spun, decât am citit odată ce făcuse eu în Parlamentul României și în acelui unificare. Bravo, domnule Dulescu, dar din 91 până acum n-ați furnizat nimic ca și clasă politică acestui popor. Asta ne doare, de fapt, că ați fost din 91 până acum și nu ați lăsat nimic în acești 30 de ani. Și în mare parte din acești 30 de ani, dumneavoastră ați fost la putere. George, poporul este cel care este suprem într-o țară. Poporul va hotărâi și votează totdeauna și hotărâște prin vot. Deci nu poporul e vinovat. Prin televiziune sau prin ceea ce spune unul sau altul. Poporul știe foarte, nu poate fi mințit. Știe ce au făcut unii pentru el sau nu au făcut alții. Știe cine are încredere și cine nu are încredere.